făcut exact același lucru. Simona Bălănescu, la mulți ani, bine ai venit. Neața, neața, la mulți ani, să avem un an minunat. Un an nemaipomenit, începem rubrica de sănătate soft, discutăm astăzi despre inteligența emoțională. Foarte importantă această inteligență emoțională. Când spunem despre o persoană că are inteligență emoțională, ne referim în general la cineva care are capacitatea de a empatiza cu alții, mai ales a înțelege emoțiile și a le împărtăși emoțiile. Oamenii inteligenți emoțional știu să înțeleagă pe ceilalți și să obțină beneficii din relațiile sociale, adaptându-și comportamentul în funcție de persoana respectivă, dar și de context. Cum se dezvoltă inteligența emoțională, pentru că nu ne naștem cu ea, trebuie să o dezvoltăm, aflăm chiar acum. Se spune că inteligența emoțională are o puternică determinare genetică, însă ea poate fi cultivată de la vârste fragede și dezvoltată pe tot parcursul vieții. Ce presupune dezvoltarea inteligenței emoționale și de ce este necesară copiilor? Inteligența emoțională înseamnă să te cunoști întâi pe tine, să-ți dai seama de ce simți ceea ce simți. Cu cât facem lucrul ăsta mai de timpuriu, la vârste mici, la copii, cu atât ei vor dezvolta un comportament prosocial mult mai bun în colectivitățile din care ei vor face parte. Că e la grădiniță, că e la școală, mai târziu la job, or să-și aducă aminte de managementul emoțiilor pe care l-au învățat, pentru că nu ne naștem cu inteligența emoțională. Cum poate părintele să-și ajute copilul să-și dezvolte inteligența emoțională? Prin felul lui de a se purta. Părintele este un model pentru copilul lui. Managementul emoțiilor părinților este un exemplu pentru managementul emoțiilor copiilor. Inteligențele noastre multiple, inclusiv cea emoțională, sunt un potențial. De condițiile externe, de epigenetică, depinde felul în care ele se dezvoltă, mai mult sau mai puțin. Potențialul există, mediul de dezvoltare îl asigură adultul. Inteligența emoțională poate fi dezvoltată prin felul în care profesorul sau adultul sau părintele îl ajută pe copil să înțeleagă ce simte și să exprime ceea ce simte. În același timp, adultul este un exemplu pentru managementul emoțiilor copilului. Cum vede copilul că se poartă adultul cu el sau cu cei din jur, așa va învăța că trebuie să se poarte și el. Primul exemplu este părintele. După aia își lărgește orizontul și vede comportamente diferite la profesorii lui, la colegii lui și ajunge la un moment dat să aleagă singur cum anume va reacționa. Inteligența emoțională este importantă și în cazul adulților? Da, este importantă inteligența emoțională în cadrul adulților pentru că ei sunt modelul pentru copii. Adulții sunt cei pe care îi observă copiii. Și noi dacă vrem să avem o generație de oameni, de adulți, inteligenți emoțional, trebuie să ne dezvoltăm și noi acest potențial. La infinit, nu ne oprim niciodată. Tot timpul trebuie să creăm un teren fertil pentru dezvoltarea potențialităților noastre native, a semințelor pe care le plantăm și plantele vor ieși așa cum vor putea, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Unele înfloresc mai devreme, altele mai târziu, unele sunt mai înalte, altele sunt mai joase, altele sunt mai parfumate și mai frumoase, altele au spini. Și atunci preocuparea noastră pentru dezvoltarea noastră emoțională este atât pentru a învăța pe copiii din jurul nostru, dar și pentru a ne simți noi bine în colectivitate. Pentru că nu trebuie să ataci persoana, ci conflictul sau situația. Și asta ține tot de inteligența emoțională. Emoțional vorbind, ne referim mai mult la inimă. Câmpul vibrațional al inimii este mult mai mare decât câmpul vibrațional al creierului. Și atunci toți am putea să ne transformăm unul pentru celălalt în doctor de suflet.